Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Preasfințite, dragi confrați preoți, dragi coriști, iubiți credincioși, dragi ascultători ai radioului Maria, suntem prezenți în această seară în catedrală, în număr mai mare, deoarece dorim să aducem cinstirea noastră Bunului Dumnezeu prin Sfânta Cecilia, patroana muzicanților și a cântăreților. Și suntem prezenți aici membrii din corurile care de-a lungul anului au susținut cântarea în cadrul liturghiei de dimineață, de la ora 8, de duminica sau solemnitățile din timpul săptămânii, liturghie care a fost transmisă la Radio Iași și de multe ori preluată și de Radio Maria. Și aș dori să dau citire listei acestor coruri și începem de la persoanele singure sau mai puțin numeroase, care au susținut cântările și terminăm cu corurile mai numeroase. Începem cu sora Maria Lucaci, care a susținut cântările atât la voce cât și la orgă. Apoi familiile Andrici și Giurgilă, dirijate și acompaniate la orgă de domnul Codin Andrici. Corul seminariștilor de la Institutul Teologic, dirijat de studentul Paul Vârgă și acompaniat la orgă de studentul Paul Cosmin Butnaru. Corul seminariștilor de la Don Orione, dirijat și acompaniat la orgă de domnul Marius Mădălin Munteanu. Corul format din seminariștii de la Don Guanella și tinerele și surorile Divinei Providențe, dirijat de domnișoara Maria Miller. Corul tinerilor parohiei Sfântul Anton din Iași, dirijat de domnul Ludovic Marian Străjeru și acompaniat la orgă de domnul Andrei Doboș. Corul mare al parohiei Sfântul Anton din Iași, dirijat și acompaniat la orgă de domnul Mihai Lucaci. Corul tinerilor parohiei Sfânta Tereza din Iași, dirijat de domnișoara Daniela Păuleț și acompaniat la orgă de domnul Dănuț Duma. Corul mare al parohiei Sfânta Tereza din Iași, dirijat și acompaniat la orgă de domnul Ciprian Hușanu. Corul tinerilor catedralei Iuvenes Ecclesiae, dirijat de domnul Maximilian Husaru și acompaniat la orgă de domnul Octavian Bișoc,
și desigur corul mare al catedralei, dirijat de Părintele Ciprian Antălucă și acompaniat la orgă de domnul Octavian Bișoc. Mai este aici o listă, dar e vorba de lista celor care deja cântă în liturgia cerească alături de Sfânta Cecilia. Pe toți aceștia îi avem prezenți în rugăciunea noastră la această Sfântă Liturghie și îi vom pomeni în mod special la sfârșit, la Requiem. Sfințile voastre, dragi coriști, dragi iubiți credincioși, vă spun din toată inima, bine ați venit la această Sfântă Liturghie. Este o chemare pe care o împliniți cu toții și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acesta. Este o misiune să însoțești Sfintele Liturghii cu o cântare, o cântare din inimă. Vă spunem din inimă tuturor celor care faceți parte în această seară din comunitatea coriștilor noștri, dar și celorlalți, bine ați venit ca să cântați un cântec nou, îndemnându-vă să cântați din toată inima. Pentru a celebra cu vrednicie lauda noastră și cântarea noastră, să cerem lui Dumnezeu iertare pentru toate păcatele, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Benedicimus te.
glorificăm Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Agnus Dei, Filius Patris. Quidolis peccata suscipe deprecationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei să ne rugăm. Dumnezeule, care an de an ne îmbucuri cu sărbătoarea Sfintei Cecilia, fă-te rugăm ca cele ce ne-au fost transmise cu pietate despre slujitoarea Ta să fie pentru noi exemple de urmat și să vestească în slujitorii Tăi lucrările minunate ale Lui Hristos, Fiul Tău, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut în mâna dreaptă a celui care ședea pe tron o carte scrisă pe o parte și pe alta, sigilată cu 7 sigilii, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă sigiliile? Dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Atunci unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată, a învins leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David. El va deschide cartea și cele 7 sigilii ale sale. Și am văzut, stând în picioare, la mijloc, între tron și cele 4 ființe și între bătrâni, un miel ca înjunghiat, având 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul.
El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui care șade pe tron. Când a luat cartea, cele patru ființe și cei 12 și 24 de pătrâni au căzut înaintea mielului, având fiecare o harpă și cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau un cântec nou spunând: Vrednic ești tu să primești cartea și să desfaci sigiliile sale, pentru că ai fost înjunghiat și ai cumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din toate triburile, limbile, popoarele și neamurile, și ai făcut pentru Dumnezeul nostru o împărăție și preoți, și vor domni pe pământ. Cuvântul Domnului. Tu ai făcut din noi, Doamne, o împărăție și preoți. Tu ai făcut din noi, Doamne, o împărăție și preoți. Cântați Domnului un cântec nou, lauda Lui în adunarea credincioșilor Săi. Să se bucure Israel de Creatorul Său, să tresaltă de bucurie fii Sionului pentru Regele lor. Tu ai făcut din noi, Doamne, o împărăție și preoți. Să laude numele Lui în dansuri, să-i cânte psalmi cu tamburina și cu harpa, căci Domnului îi place de poporul Său și îi încoronează pe cei smeriți cu mântuire. Tresaltă de bucurie în glorie credincioșii Lui, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor, gura să le fie plină de laudele Domnului. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Ascultați glasul Domnului. Aleluia, aleluia.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, când Iisus s-a apropiat de Ierusalim, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând, dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace, acum însă este ascunsă pentru ochii tăi, căci vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor săpa tranșee în jurul tău. Te vor încercui și asedia din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragi confrați preoți, iubiți coriști, dragi credincioși, dragi ascultători ai Radio Maria, spuneam la începutul Sfintei Liturghii că suntem în seara aceasta în număr mai mare prezenți în catedrală la Sfânta Liturghie, deoarece dorim să cinstim memoria Sfintei Cecilia într-un mod mai deosebit. Iar acest mod nu este altul decât cel al comuniunii inimilor și glasurilor, al împreună rugăciunii și cântării noastre, pe care le oferim ca jertfă de mulțumire Domnului în onoarea celei care a fost declarată patroana muzicii sacre și a tuturor cântăreților. Prin ea vrem să cerem de la Domnul binecuvântarea și răsplata slujitorului credincios pentru toți cei care cu devotament și statornicie au răspuns la propunerea de a susține cântările la liturghia de la ora 8 dimineața din duminici și sărbătorile festive din timpul săptămânii. Și în același timp, această strângere împreună a corurilor și persoanelor care au cântat de-a lungul anului la liturghiile transmise la radio, la Radio Iași, liturghii transmise de multe ori și de Radio Maria, vrea să fie un mod de exprimare a recunoștinței noastre a celor care slujim în această catedrală. De asemenea, sunt convins că la recunoștința noastră se adaugă și recunoștința tuturor celor care au beneficiat de transmiterea liturghiilor pe calea undelor radio sau prin intermediul internetului. Este o recunoștință sinceră care vrea să ajungă la toți și la fiecare în parte dintre cei care au cântat și i-au ajutat să-și înalțe inima și sufletul la Dumnezeu pe credincioșii prezenți în biserică sau pe cei care, fiind în călătorie sau pe patul de suferință, au urmărit liturghia la radio sau pe internet. În Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o, am ascultat un fragment de la Luca, unde ni se spunea că Iisus, apropiindu-se de Ierusalim și văzând cetatea, a plâns pentru ea și a rostit niște cuvinte care dezvăluie un viitor trist pentru cetate și locuitorii săi. Iisus plânge pentru Ierusalim, rostind cuvinte care exprimă durerea inimii sale. Dacă tu ai fi cunoscut
în ziua aceasta calea spre pace. Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi. Iisus plânge pentru că ține la patria sa, la poporul său, la capitala țării sale și la templu. Plânge pentru că știe că totul va fi distrus din cauza poporului însuși, care nu este capabil să perceapă nici să aprecieze chemarea lui Dumnezeu care se face vizibilă în evenimentele înconjurătoare. Oamenii nu percep calea care ar putea să-i conducă la pace, să le aducă adevărata pace. De aceea, Iisus plânge. Apoi Iisus descrie viitorul care va veni asupra Ierusalimului și se folosește de imagini cu care erau familiarizați contemporanii săi, imagini din domeniul războiului, imagini comune acelui timp în care deseori se auzea că o armată a asediat un oraș sau altul. Am auzit vorbind de tranșee, de încercuire, de asediere, de uciderea oamenilor și distrugerea totală a caselor și a zidurilor. Și știm din istorie, astfel a fost distrusă cetatea Ierusalimului în trecut de către Nabucodonosor. Astfel procedau armatele romane cu orașele care nu se supuneau și tot din istorie știm că așa vor face 40 de ani mai târziu, în anul 70, când vor încercui, invada și distruge Ierusalimul, confirmând așadar spusele lui Iisus. Domnul plânge. Plânge cetatea sfântă a Ierusalimului pentru că nu a cunoscut timpul vizitării sale. Iisus Mântuitorul se arată întristat din cauza infidelității poporului față de iubirea lui Dumnezeu, iubire manifestată necontenit în istoria sa trecută, dar mai ales în evenimentele recente. Însă, iubiți frați, ceea ce este și mai tragic este faptul că această dramă a nerecunoașterii vizitei lui Dumnezeu nu s-a întâmplat doar odată în istorie și nu s-a terminat odată cu Iisus. Drama aceasta continuă, este o dramă de fiecare zi, este drama fiecăruia dintre noi, deoarece fiecăruia ni se întâmplă să fim infideli față de Dumnezeu, ni se întâmplă să nu recunoaștem, să nu percepem, să nu simțim timpul și semnele vizitării sale. Domnul nu încetează să bată la ușa inimii fiecărui om pentru a să-i se deschidă și să intre în viața sa cu toată iubirea. Fiecare om poate cădea în acel păcat al poporului lui Israel pe care îl deplânge Iisus la zidul cetății Ierusalimului. Fiecărui om îi se poate întâmpla să nu recunoască timpul în care a fost vizitat de Dumnezeu. Fiecărui om îi se poate întâmpla să ignore semnele prezenței și acțiunii lui Dumnezeu în lume în general și în viața sa în particular. Așadar, iubiți frați, în fiecare zi Domnul ne vizitează. În fiecare zi Dumnezeu bate la ușa inimii noastre. În fiecare zi Duhul Său Sfânt vrea să se facă simțit în acțiunile noastre, în cuvintele, în faptele, în atitudinile noastre. În fiecare zi sunt multe lucrurile, persoanele, circumstanțele care ne vorbesc de timpul vizitării lui Dumnezeu, de dorința sa de a intra în comuniune cu noi, de încercarea sa, uneori zadarnică, de a se întâlni cu noi în fiecare eveniment mărunt care scrie istoria vieții noastre. Iisus a plâns
și plânge. A plâns pentru Ierusalim și plânge pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre acele situații în care nu suntem capabili să recunoaștem timpul vizitării lui Dumnezeu. Știm foarte bine, atunci când un copil plânge, mama sa încearcă să-l determine să nu mai plângă, legănându-l și cântându-i ceva, fredonându-i o melodie sau un cântec de leagăn. Dragi coriști, poate că de multe ori, fără să vă dați seama și fără a fi gândit în mod expres la aceasta, i-ați adus alinare Mântuitorului tocmai prin cântarea dumneavoastră, prin glasurile pe care le-ați lăsat să se armonizeze sub îngrijirea dirijorilor dumneavoastră și prin efortul pe care l-ați făcut de a veni chiar de departe pentru a cânta la liturghia de la radio. Domnul să vă răsplătească însutit și înmiit, cum știe El mai bine, și să transforme în binecuvântări cerești fiecare notă pe care ați cântat-o în cinstea Lui. Și pentru că suntem spre sfârșitul anului liturgic, an în care din nou Domnul ne-a vizitat continuu, poate că este bine să facem un bilanț sufletesc și să vedem modul în care am răspuns și am corespuns harului Său, vizitei Sale, pentru ca anul următor să aducem Mântuitorului mai multă mângâiere și mai multă bucurie sufletească. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Îndreptăm acum spre Domnul cu rugăciunea noastră. Dacă vouă de greu căzut în pământ nu moare, aduce puțin rod, dar dacă moare, aduce mult rod. Prin mijlocirea Sfintei Cecilia, Fecioară Martiră, să îndreptăm către Domnul rugăciunea noastră, spunând: Doamne, fii tăria poporului Tău! Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca prin ajutorul și mijlocirea Sfintei Martire Cecilia, Biserica lui Hristos să lumineze lumea prin mărturia de credință și să înainteze încrezătoare spre Ierusalimul Ceresc, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca asemenea Sfintei Cecilia, care și-a mărturisit credința până la sânge, să păstrăm și noi aceeași puritate și statornicie în credință, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca toți creștinii de pe fața pământului, persecutați pentru credința lor, sprijiniți de rugăciunile întregii biserici, să aibă tăria de a rămâne credincioși lui Hristos, cel răstignit, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca persecutorii bisericii să nu reziste harului Hristos și, îndepărtând orice împotrivire, să primească puterea benefică a adevărului, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca să înfruntăm cu răbdare orice suferință și persecuție pentru Evanghelie, încrezându-ne în fericirea promisă de Hristos, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Pentru ca în comunitatea noastră să fie mereu vie credința în moartea și învierea lui Hristos, care dă sens fiecărui eveniment al istoriei umane, să ne rugăm. Doamne, fii tăria poporului Tău! Dumnezeule, răsplata și coroana martirilor,
care ai voit să mântuiești lumea prin jertfa lui Hristos, Fiul Tău, ajută-ne să limităm îndăruirea vieții noastre față de ceilalți. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca darurile pe care ți le aducem în sărbătoarea Sfintei Cecilia să-ți fie bine plăcute, așa cum ți-a plăcut lupta pătimirii ei, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul. Și, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ești preamărit în lauda adusă Sfinților Tăi, căci Tu aprins din milă înflăcărarea credinței, în suflet tăria statornicii și dăruiești în luptă viruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea cerul și pământul, adorându-te, îți înalță cântare nouă, iar noi împreună cu toată oștirea de îngeri,
Te preamărim cântând fără încetare. Sanctus, Doamne, izvorul toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul.
Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm, să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, peccata mundi. Dona nobis pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a suprasat păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să vă acopără mântul meu, dar spune numai un cuvânt și ceva.
să ne rugăm. Dumnezeule, care pe Sfânta Cecilia ai încununat-o în ceruri, cu îngemânata viruința feceriei și a martiriului, dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine harul, să învingem cu tărie tot răul și să dobândim astfel slava cerească prin Hristos Domnul nostru. Pomenim la acest moment pe toți răposații, coriștii răposați. Lista cu siguranță nu este completă. Îi purtăm în inima noastră pe toți cei dragi ai noștri, dar într-un mod special vrem să-i amintim la acest moment de rugăciune pe Părintele Carmil Tocănel, inițiatorul și dirijorul Corului Mare al Catedralei, pe Florentina Lisakoski, Ludovic Lisakoski, Carol Lisakoski, Ionica Bulai, Ștefan Gherghel, Anton Bișoc, Ludovic Bișoc, Ion Cojocaru, Radu Stancu, Grigore Caciuc, Nicolae Rossini, Francisc Dumea, Mihai Dumea, Cezar Dumea, Ioan Simon, Anton Toșa, Mariana Caciuc, Victor Alexandru, Marian Diac, Virgil Romila, Viorica Mihăiță, Eugenia Vieru, Petru Bișoc, Elena Săpunaru, Mariana Constantin, Ana Pal, Valerica Migală, Fideliu Constantin, Mariana Pleșca, Milica Alexa, Ella Gozalian, Alois Petrina, Gheorghe Ferraru, Otilia Enășel, Iosefina Patraș, Costela Petroaiei, Ivona Frenț, Dani Ștoc, Ioan Noia, Valeria Helgiu, Constantin Iosub, Anton Căliman, Cornelia Diac, Cristina Cuba și Valentin Tremul. Frăților prea iubiți, ne rugăm acum lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposaților amintiți, pentru ca răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț miluitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața le-ai redat. Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care ierdea rășarul baptismal. Ne nata lumină, la dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către tine
strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului îndură-te de ei. Hristos, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Leacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul răposaților Tăi, pe care îi amintim astăzi, pe care i-ai chemat la Tine din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Dragă Părinte Decan, Sfințele voastre, Părinți concelebranți, dragi și iubiți seminariști, persoane consacrate, dragi membri ai corurilor noastre din Iași, cu adevărat, trebuie să îl preamărim pe Domnul, că ne-a dat glas, că avem acest dar, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că știm și știți cu toții să folosiți acest glas spre lauda Sa.
căci așa cum este cunoscut, cine cântă, de două ori se roagă. De două ori se roagă și încântă și încurajează pe ceilalți. Iată pentru ce seara aceasta, seara în care o amintim pe Sfânta Cecilia, mă bucur să-i felicit pe cei care conduc corurile noastre. Mă bucur să-l felicit pe Părintele Decan pentru această inițiativă care trebuie să continue. Dar mai ales mă bucur și vă felicit pe dumneavoastră toți care ați găsit timp să veniți aici împreună ca să-L preamărim pe Dumnezeu prin Sfânta Cecilia. Ca să-i aducem Lui laudă din Dumnezeul nostru, care își îndreaptă privirea spre noi, așa cum am cântat Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Voi cânta mereu milostivirile Domnului. Vă felicităm așadar pe fiecare în parte și prin dumneavoastră pe toți ceilalți care sigur că fac parte din corurile noastre. Și ne rugăm ca ceea ce ați făcut și veți face să fie cu adevărat primit de Dumnezeu, adăugând la corul îngerilor, corul oamenilor, corul creștinilor, corul dumneavoastră, glasul dumneavoastră. Ne bucurăm să avem mulți cântăreți ca să poarte în lume lauda lui Dumnezeu. Și sigur că Dumnezeu să privească și să primească acest gând pe care îl aveți cu toții și îl avem cu toți. Ne bucurăm să știm că prin radio se aude glasul dumneavoastră peste tot, atât prin radio Iași cât și prin radio Maria, dar și prin undele internetului. Se răspândește acest glas, încântă acest glas, încurajează pe cei care sunt în suferință cântul dumneavoastră. Aceea preamărim pe Dumnezeu pentru că am avut o asemenea ocazie în această seară ca împreună să dăm glas cântării și să fie transmis acest cântec al nostru aici, în catedrală, înspre cer și prin undele radioului și internetului peste tot. Să primească Domnul cântarea dumneavoastră și să continuați cu bucurie să faceți acest act, acest serviciu, să împliniți această misiune frumoasă. Cerem acum de la Dumnezeu, prin Preacurata Fecioară Maria, Mama cea frumoasă, care ne-a lăsat un cântec așa de frumos, magnificat, și prin mijlocirea Sfintei Cecilia, să avem cu toții curajul să îl preamărim pe Dumnezeu fără încetare. Încheiem această celebrare cu bucurie, ziua Sfintei Cecilia. Ne adresăm lui Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria, cea frumoasă, cea care aici în biserică ne îmbrățișează mereu, să poarte cântarea și rugăciunile noastre spre Dumnezeu, spre Fiul Său iubit și spre Tatăl care ne-a creat și ne însoțește mereu. Și acum spunem din inimă, în cerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Curată Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, ne rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletului, pentru ca noi care am cunoscut, prin investirea în întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava în vieri, în același Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, care sunt în Hristos, vă fac cunoscut că în această seară binecuvântarea are un caracter special. Tot de la Sfântul Părinte, de la Vizita Limina, sigur că am fost rugat să ducem tuturor binecuvântarea sa. Și o aplicăm acum pentru dumneavoastră, dragi iubiți, credincioși, coriști, pentru ca rugăciunea pe care o facem și dragostea pe care Sfântul Părinte o are pentru noi să se împlinească, venind la noi Sfântul Părinte, ca să ne binecuvânteze personal. Dorește. Se pregătesc lucrurile pentru a avea loc o asemenea vizită și noi vă rugăm pe dumneavoastră, mai ales pe tineri, pentru că Sfântul Părinte iubește foarte mult pe tineri. Mai ales pe tineri, îi rog să se îndrepte cu bucurie în rugăciunea și dumneavoastră, cei care cântați, pentru ca să vină Sfântul Părinte la noi. Înainte de a primi această binecuvântare, doar să vă adresez invitația, după cântarea ultimă, să coborâți la subsolul catedralei pentru a continua pentru câteva momente această comuniune frumoasă. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin milocirea preacuratei Fecioare Maria, a Sfintei Cecilia și a Episcopului nostru, fericitul Anton, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Thank you.
Pentru a ajunge mai direct la subsol, nu este nevoie de a ieși afară. Se poate merge și pe la ușa din dreapta mea. Sau dacă nu mergeți pe drumul cel mai cunoscut.